Și eu am cauză de mulțumire anticipată pentru că Dumnezeu a promis ceva și văd că a intrat la lucru. Dar cel rău se luptă cu o înverșunare extraordinară ca să întrerupă planul pe care Dumnezeu l-a făcut pentru lucrarea care trebuie să o fac. Dar am încredințare Că Domnul îți va da biruință. El va da Aleluia! biruință. Rama Amin. Nargopene Amin. Cheresom. Amin. Vorbeam cu fratele Cornel astăzi și am zis, Cornele, zic, știu că tu ai venit cu o cauză aceasta dată înaintea bisericii și am avut o descoperire pentru tine și cauza ta. Dar să nu uiți că acolo, în descoperirea aia, la încheiere, erau următoarele cuvinte. Tu să te lupți cu înțelepciune și să fii vegheator. Pentru că vrăjmașul va căuta să nimicească planul acesta pe care Dumnezeu a hotărât ca să te binecuvinteze. Amen. Și nu știu dacă s-a uitat sau nu, dar am rămas impresionat de informațiile pe care mi le-a arătat și aș dori și cred că Dumnezeu va lucra până la urmă. Că El este cel care poate să nimicească planul vrăjmașului. Amen. Dar a fost din partea lui Dumnezeu că și El are ceva de făcut. Amen. Trebuie să se lupte și să lucreze cu înțelepciune. Amen. Și dacă va face așa, vrăjmașul nu va avea biruință. Amen. Dacă mai sunt alte